Poziție privind convocarea Consiliului Local cu o ședință ordinară. Primarul României cu cel județul Bacău, în conformitate cu prevederea articolului 33. Alineatul 1, articolul 134, alineatul 1, litera A și articolul 196, alineatul 1, litera B, din ordonanța de urgență a Guvernului României, numărul 57, pe 2019, privind codul administrativ, dispune. Articolul 1. Se convocă Consiliul Local Bucium în ședință publică ordinară în data de 29 aprilie 2020 la orele 12 în sediul Pămânului Cultural Bucium. Proiectul ordinii de zi este următor. 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2020 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Întreprinzătoare Bacău, inițiator primarul comunei. 2. Proiectul de hotărâre privind stabilirea contribuției Consiliului Local Bucium la finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanelor adulte cu handicap pentru anul 2020, inițiator primarul comunei. 3. Proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unei suprafețe de teren aferente lucrărilor pentru obiectivul alimentare cu energie electrică, stații de culoare, apelor uzate, Lăcăuți, Conți, Comuna Bucium, județul Bacău, către SC Del Gaz Grid, ESA, inițiator primarul comunei. 4. Proiectul de hotărâre privind revocarea hotărârii Consiliului Local Bucium numărul 12 din 17 februarie 2020, referitoare la exprimarea dezacordului Consiliului Local Bucium cu privire la stabilirea limitei de hotare între Comuna Bucium și Comuna Ștefan cel Mare, inițiator primarul comunei. 5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2020, inițiator primarul comunei. Și 6 diverse. Doamna președinte. Mulțumesc, domnul primar, pentru prezentarea. Păi, să aburești parbrizul. Prezența fiind stată, putem încălzi ședința de astăzi, prin a supune la vot ordinea de zi pentru a prezenta de la domnul primar. Cine este pentru? Obține împotrivă. Punem la vot procesul verbal din ședința anterioară. Cine este pentru? Obține împotrivă. Domnule primar, aveți cuvântul să ne expuneți primul punct din ordinea de zi. Referat din motivarea la proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale din anul 2020 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Doamnelor și domnilor consilieri, prin solicitarea transmisă pe adresă de e-mail la primăriei Comunei Bucium în data de 18.03.2020 către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, se comunică faptul că în anul 2020 contul în cotizație către ADIP, a membru asociației, este același cu cel aprobat în anul 2019 și se solicită adoptarea unei hotărâri de Consiliul Local în acest sens. După cum știți, anual este analizat un astfel de subiect, întrucât OAT Bucium este membru fondator la ADIP și în conformitate cu prevederile statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, suntem obligați la plata unei cotizații anuale pentru asigurarea funcționării asociației și pentru realizarea unor investiții. În ceea ce privește cotizația la care Comuna Bucium este obligată cu antumul, acesta este de 100 de lei, întrucât facem parte din categoria comunelor fără investiții în infrastructura de apă și canalizare. În aceste condiții am inițiat acest proiect de hotărâre pe care vă rog, doamnă și domnul consilier, să-l aprobați în forma prezentată. Doamna președintă. Mulțumesc, domnule primar. Doamna președintă, aveți cuvântul. Mulțumesc. Comisia de buget a studiat acest proiect. A fost de acord cu această cotizație de 100 de lei pentru ADIP. Mulțumesc. Vă spunem la cuvânt. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Mulțumesc. Domnule primar, aveți cuvântul de a reprezenta pentru proiectul anului. Referat de motivarea la proiectul de hotărâre privind stabilirea contribuției Consiliului Local Bucium la finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adultele cu handicap pentru anul 2020. Doamnelor și domnilor consilieri, după cum știți, în fiecare an, Consiliul Local Bucium, urmare a hotărârii Consiliului Județean Bacău, stabilește contribuția la susținerea persoanei cu handicap în centrele rezidențiale, în plasament și la asistenții maternal profesioniști. La fel ca în anii precedenți, anul acesta am venit cu propunerea de stabilire a unei astfel de contribuții, motivat de faptul că și Comuna Bucium, ca și multe alte comune din județul Bacău și din țară, există o astfel de persoane care necesită protecție specială. Conform analizei făcute la data întocmirii proiectului de hotărâre pentru comuna noastră, situația
se prezintă astfel persoane adulte instituționalizate. Sunt Colac Cornel la Comănești, Miron Ionuț la Condorul, Gligă Viorel la Dărmănești, Stănescu Vasile la Petricica, Borozoș Viorel la Răcăciuni, Paraschivoiu Andrei la Răcăciuni, Stănescu Gabriel la Răcăciuni. Minori care beneficiază din măsura de protecție. Boboc Sebastian, Cristian, Boboc Simona, Carlos Abel, Stănescu Zinca și Trifan Diocel. Conform prevederilor legale invocate în preambulul proiectului de hotărâre, aceste categorii de persoane beneficiază de protecție specială și sunt ocrotite de lege, iar sumele necesare anual pentru îngrijirea și protecția suportă din bugetul local o parte și din bugetul de stat prin subvenții acordate de Consiliul Județean pentru cea mai mare parte. Prin hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 64 din 31 martie 2020, s-a hotărât ca procentul pe care Consiliul Local să-l suporte pentru susținerea persoanei cu handicap să fie de 35%, diferența fiind suportată de Consiliul Județean Bacău. Mai menționez că acest procent este același cu cel aprobat și în anii anteriori. Întrucât este o prevedere legală și trebuie adusă la îndeplinire, rog Consiliul Local Bucim să-și dea acordul cu privire la această propunere. Doamna președintă, comisia a fost de acord cu acest proiect privind acest procent de 35% din partea Consiliului Local. Toți membrii au fost de acord. Mulțumesc, doamnă președintă. Scriu la cuvânt dacă avem. Dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abținere, împotrivă, nu avem. Mulțumim, vom reclama la referat de motivare la proiectul de hotărâre referitor la durarea în folosință gratuită a unei suprafețe de teren aferente lucrărilor pentru obiectivul alimentare cu energie electrică, stații de poroare a apelor uzate, Răcăuscunț, Comuna Bucim, Județul Bacău, către SC Delgaz Grid S.A. Doamnelor, domnilor consilieri, având în vedere solicitarea numărul 2007 din 14.04.2020, transmisă de SC Norsoric, SRL, prestator de servicii pentru SC Delgaz Grid S.A., prin care ni s-a solicitat adoptarea unei hotărâri de Consiliu pentru executarea lucrurilor la obiectivul alimentare cu energie electrică, stații de poluare a apelor uzate Răcăuți, Comuna Bucium, Județul Bacău, către SC Delgaz Grid S.A. pe teren aparținând domeniului public al Comunei Bucium, am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus aprobarea dării în folosință a suprafeței totale de 96.50 m², teren pe durata existenței constructorilor. Motivația solicitării din partea reprezentantului Delgaz Grid S.A. este obținerea autorizației de construire pentru executarea unei astfel de lucrări. A fost eliberat certificatul de urbanism numărul 6 din 14.04.2020 cu avizul Consiliului Județean Bacău, în care s-a specificat condiția de obținere a avizului administratorului domeniului public în zona care se execută lucrarea. Acest aviz constă în adoptarea de către Consiliul Local Bucim a unei hotărâri de dare în folosință gratuită de perioada existenței constructorilor, întrucât zona în care urmează a fi amplasate fundațiile stâlpilor proiectați și a cablului subteran face parte din domeniul public al Comunei Bucim. Iar total, suprafața necesită pentru realizarea acestei lucrări este de 96.50 m² și este individualizată în planșa anexă la certificatul de urbanism și la proiectul de hotărâre. În final, aș dori să mai precizez că acest obiectiv privește și este în interesul direct al comunei noastre, deoarece această alimentare cu energie electrică se face la stații de epurare a apelor uzate pentru investiția de bază, înființare rețea de alimentare cu apă, rețea de canalizare și stații de epurare în comuna Bucim, Județul Bacău. Având în vedere argumentele expuse, propun aprobarea proiectului de hotărâre așa cum a fost prezentat. Doamna președintă? Mulțumesc, domnule primar. Membrii comisiei au studiat anunțit acest proiect de hotărâre inițiat de doamna primar și au aprobat favorabil proiectul. Scrie la cuvânt la cuvânt. Revin în scrie la cuvânt și punem la vot. Cine este pentru? Obținere împotrivă, nu avem. Domnule primar, am de a ne prezenta punctul numărul 4 de la ordinea de zi. Referat de motivare la proiectul de hotărâre privind revocarea hotărârii Consiliului Local Bucium numărul 12 din 17 februarie 2020, referitoare la exprimarea dezacordului Consiliului Local Bucium cu privire la stabilirea limitei de cotare între Comuna Bucium și Comuna Ștefan cel Mare. Doamnă și domnule consilieri, proiectul de hotărâre privind revocarea hotărârii Consiliului Local Bucium numărul 12 din 17 februarie 2020 a fost inițiat ca urmare a exprimării anticipate a opiniilor dumneavoastră cu privire la această problemă
adrese numărul 6746 din 30.03.2020, transmisă de instituția Prefectului Județului Bacău, înregistrată la Primăria Comunei Buciul, la numărul 1849 din 2.04.2020, respectiv plângerii prealabile, numărul 2563 din 8.04.2020, transmisă de Primăria Comunei Ștefan cel Mare. Întrucât cunoașteți foarte bine contextul adoptării hotărârii numărul 12, precum și actualul context ce determină revocarea acestei hotărâri, nu voi mai face alte precizări. Propun să reanalizați și să aprobați proiectul de hotărâre privind revocarea hotărârii Consiliului Local Buciu numărul 12 din 17 februarie 2020, referitoare la exprimarea dezacordului Consiliului Local Buciu cu privire la stabilirea limitei de hotare între Comuna Buciu și Comuna Ștefan cel Mare. Doamna președintă? Da, comisia a fost de acord cu revocarea acestei hotărâri a Consiliului Local. Da. Și comisia juridică, exceptând doamna Cosmo, și a revenit asupra. A revenit. Am citit. Adică și membrii comisiei juridice au fost de acord cu revocarea hotărârii Consiliului Local Buciu privind stabilirea limitei de hotare dintre Comuna Buciu și Comuna Ștefan cel Mare. Da, eu. Acum, după cum știți foarte bine, deci, întreaga poveste care să o avem și se desfășoară în 2005, când s-au separat, ne-am separat de Comuna Buciu, deci a fost o întreagă discuție și o întreagă poveste cu grănățuirea cu hotarilor între Comuna Buciu și Comuna Ștefan cel Mare. Deci, așa a ajuns la un acord. Și vă mulțumim și pe aceasta care că a fost de acord cu revocarea proiectului de hotărâre. Mergem pe principiul cu cel mai bun cedează și să terminăm odată pentru totdeauna toată... Mulțumim, doamnă. Și eu vă mulțumesc pe această cale că ați fost de acord și am încheiat subiectul pentru... Referat de motivarea proiectului de hotărâre, referitor la aprobarea rectificării bugetului local Comunei Buciu pentru anul 2020. Doamne și domnule consilieri, proiectul de hotărâre pe care îl supunem astăzi dezbaterii dumneavoastră se referă la rectificarea bugetului local pentru anul 2020 cu suma totală de 28.000 lei, sumă rezultată de influența bugetului local ca urmare a scăderii din totalul de 45.000 lei, asume totale de 17.000 lei, reprezentând influențe în minus conform repartizării sumelor potrivit ordonanței de urgență numărul 50/2020 pentru Comuna Buciu. Această justificare este prezentată și în anexa 1, numărul curent 20, unde este înscrisă Comuna Buciu. În ceea ce privește repartizarea sumei rămase de 28.000 lei, am venit cu propunerea cu destinația, ca destinația acestea să fie pentru decontarea cheltuielilor cu bunuri și servicii referitor la întocmirea documentației și obținerea vizului de mediu pentru obiectivul modernizare prin asfaltare drumuri locale în satele Buciu și Lăcăuți, Comuna Buciu, județul Bacău. Aici am considerat că trebuie puși acești bani pentru a se permite continuarea investiției la acest obiectiv. Având în vedere argumentele prezentate, rog să supuneți dezbaterii și aprobări proiectul de hotărâre prezentat. Doamna președintă, proiectul a fost dezbătut, toți membrii au fost de acord cu acest proiect de rectificare de buget. Mulțumesc. Scrie la permisor. Domnul Vicar Răspântul. Apreciem în mod favorabil, deci, proiectul de hotărâre inițiat de domnul primar, având în vedere prioritatea investițiilor care se vor face în comună. Și ca aceste care chiar mulțumim pentru modul de a prioritiza
locului lucrat în comună. Da. Dați-mi voi să vă expun și eu părerea. Apreciez și eu prioritatea acestui proiect și continuitatea lucrărilor care se desfășoară și se țin cont în localitatea noastră. Nu mai știu să la domnul. Da. Supunem la domnul. Este de acord? Trecem la punctul diverse, dacă sunt transcrierea. Dacă nu, încheiem ședința de astăzi, nu înainte ca să transmitem unde s-a dat, deci să ne potrivim cât putem posibil de gând acasă această problemă mondială.